de țar. Eram în Babilon și eu un mare demnitar. Trei prieteni buni erau la rândul lor, numiți administratori în fruntea marelui popor. A decis pe atunci marele împărat să-și facă o statuie la care toți au închinat. Însă a aflat că prietenii mei nu vor să se închine înaintea altor zei. Shadrach, Meshach și Abednego, de ce nu vă închinați înaintea chipului meu? Eu nu ne vom pleca, împăratul meu, pentru că nu încălcăm cuvântul lui Dumnezeu. Eu vorbesc în numele nostru când spun că nu ne vom pleca în fața unui monstru. Nebu atunci, plin de furie, l-a zis: veți muri cu toții dacă nu vă închinați mie. Cu Domnul înainte, alegem să-L urmăm chiar și atunci când este greu. Cu Domnul înainte, orice ar veni, orice s-ar întâmpla. Cu Domnul înainte, alegem să-L urmăm chiar și atunci când este greu. Cu Domnul înainte, orice s-ar întâmpla. Nebu atunci a poruncit să fie aruncați în cuptorul încălzit să fie executați. Dar în loc de scrum și moarte, patru oameni vii umblau prin flăcările mari încinse și aurii. Împăratul-i strigă: ieșiți acum afară! Cei trei erau nevătămați de-a focului gheară. Dumnezeu a fost cu ei în cuptorul încins și focul n-a avut putere de ei, nu s-a atins. Domnul înainte, alegem să-L urmăm chiar și atunci când este greu. Cu Domnul înainte, orice ar veni, orice s-ar întâmpla. Cu Domnul înainte, alegem să-L urmăm chiar și atunci când este greu. Cu Domnul înainte, orice s-ar întâmpla. Chiar dacă din foc nu ne-ar salva altor dumnezei, nu ne vom pleca. Îi vom sluji neîncetat, El e mereu neschimbat. Domnul înainte, alegem să-L urmăm chiar și atunci când este greu. Cu Domnul înainte, orice ar veni, orice s-ar întâmpla. Cu Domnul înainte, alegem să-L urmăm chiar și atunci când este greu. Cu Domnul înainte, orice s-ar întâmpla. Tati și Doria!